Firmele se bucură când au angajat. Începând cu 2 aprilie 2025 să călătorim în Marea Britanie. What the Fun cu Bianca, Bodonea și Bogdan. An după an, cu fanul pe primul plan. Am aici pentru voi o știre. Ok. A fost cam greu să găsesc o știre neapocaliptică, dar am găsit. Așa. Dar o vrem cântată, da? Deci, pur și simplu, da. Dacă ați fi prezentatori de știri, dar n-ați putea să vă abțineți să cântați. Asta e ideea. Într-un musical. Da. Da. Prezentator de știri într-un musical. Ați apucat să o vedeți cât de cât așa, să vă uitați, da, uite, da, fac, da, da. Au dat și din mână deja și imaginează ce linie melodică punem noi aici, inflația, sau ce ai pus noi, nu știu, da, știrea. Eu mai știu ce am pus. Da, oricum, să fie cu vești bune. Indiferent ce zice în versuri, să fie linia melodică în majore, totul pe major. Așa. De anul viitor se adaugă o taxă nouă. Dacă vrem să călătorim în Marea Britanie. Fantastic! Deja sună mai bine. Preia, Kairi, mai departe. Începând cu 2 aprilie 2025, toți cetățenii europeni, inclusiv românii, vor fi nevoiți să dețină o tranzacție electronică. Electronică, așa, foarte bine, frumos. Așa. Mai frumos. E nevoie să mai fac și eu? Hai, Bianca, nu mai ba vine. Da, da? Bianca. Hai, nu fi pufi. Bianca. Stai, tot linie crăciunistică. Yeah. No pressure. Firmele se bucură când au angajat care știu să folosească bine calculatorul, iar cei mai mulți dintre aceștia sunt tineri din generația Z. M-au ajutat și știrile. Bravo, Bianca! Bine de tot, vezi? Viața e mai frumoasă dacă știi să o cânti. Exact. Orice știre poate să devină mai frumoasă dacă știi să o... Aproape orice știre poate să devină mai frumoasă dacă știi să o cânti. Dar uite, eu aveam o curiozitate legată de chestia asta. Știu că în musical-uri se mai întâmplă și chestii dramatice, nu-i mereu vesel. Da. Există oare cântece, dar ele sunt vesele cum sunt cântate, dar versurile să fie extrem de neplăcute, gen, nu știu, într-un cântec să anunți pe cineva că i-ai lovit câinele cu mașina? Îmi pare rău! Ți-am călcat câinele. În musicalurile americanești, toate sunt așa. Da? Da, da. Da. Păi... orice dramă are un strop de ceva, nu știu cum să zic. Trebuie să vedeți de Alexandra. E vorbește mult și cu mâinile, cu ochii. E dramatic. Pro FM, Open Radio.